Vă salut, dragi buzoieni. Fac un apel către dumneavoastră, către toți cetățenii Buzăului, de a respecta toate reglementările legale, pentru că evoluția infectării cu acest COVID-19 depășește în fiecare zi cifre pe care nu le așteptam. Este o evoluție care nu mai poate fi controlată, din păcate, în acest moment, și se impun măsuri foarte serioase. Se va purta, practic, masca inclusiv în toate spațiile libere și închise. Și fac apel la dumneavoastră, pentru că Primăria Buzău, prin Comitetul Local pentru Situații de Urgență, cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, a luat o mulțime de măsuri, astfel încât să ținem această evoluție sub control. Avem aproape 36.000 de apartamente în Buzău. La fiecare scară de bloc s-au montat acele dozatoare cu dezinfectant. Vă rog să le utilizați. Am împânzit orașul în toate locurile aglomerate cu lavoare mobile, care sunt dotate inclusiv cu săpun lichid și trebuie să le utilizăm. Trebuie să respectăm toate aceste reglementări, să oprim evoluția dezvoltării acestei pandemii. Suntem în pericol, nu trebuie să intrăm în panică, învățământul va trece în online, dar în continuare vom lua toate deciziile astfel încât atunci când se va opri această pandemie și elevii vor fi din nou la școală să aibă toate condițiile astfel încât să se desfășoare învățământul în clasă în condiții de maximă siguranță, de maximă securitate. Deci, haideți să facem un efort comun. Vă îndemn să stați cât mai mult în casă în această perioadă, să limitați deplasările inutile, pentru că această pandemie se dezvoltă mai ales acolo unde sunt aglomerații. Bineînțeles, vor circula în continuare autobuzele, vor circula în continuare taxiurile. Vom mări controlul în aceste mijloace de transport în comun pentru a avea siguranța că nu sunt, Doamne ferește, centre de infectare. Sunt convins că buzoienii au înțeles necesitatea respectării tuturor reglementărilor stabilite la nivel central și local, și prin efortul comun și individual vom reuși să trecem peste această perioadă grea. Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc multă sănătate!